prima reacție publică a președintelui Klaus Iohannis privind scandalul Palatul Împăratului. În cadrul conferinței de presă susținute la finalul întâlnirii cu președintele Muntenegrului, Iacov Milatović, șeful statului a fost întrebat despre vila situată pe Bulevardul Aviatorilor din București. Am observat că există așa o preocupare intensă, dar este o preocupare legată de alegeri. Este o preocupare electorală a unora, nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema pentru mine este una despre care citesc în gazetă. Ancheta realizată de Recorder, intitulată Palatul Împăratului, care a provocat discuții aprinse în spațiul public, sugera că vila de lux din Bulevardul Aviatorilor este renovată pentru șeful statului, pentru după încetarea mandatului, iar suma din bani publici cheltuită în acest scop s-a ridicat la 7 milioane de euro. După publicarea anchetei Recorder, Regia Autonomă Administrația Patrimoniului, Protocolului de Stat, a transmis că nu a fost înregistrată nicio solicitare privind atribuirea, închirierea acestuia, stabilirea destinației acestui imobil nefiind în competența REAPPS. La același moment, administrația prezidențială a transmis că nu există nicio solicitare din partea președintelui Klaus Iohannis pentru atribuirea unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinația de reședință, după încetarea mandatului.